câteva cuvinte despre meci. Un prim meci pe banca lui CS Milanul Baia Mare, încununat cu un egal în fața unei divizionare a FCA Dacia Pitești. Bună ziua, nu știu dacă am mai fost în ultimul timp divizionarea aici. În trecut apropiat, ca să zic așa. Acum nu cred. Așa, cred că am făcut un meci bun, un meci cu atitudine foarte bună a băieților. Vreau să-i felicit pe această cale. Au dat dovadă de o dăruire exemplară și cred că am scos un rezultat de egalitate bun în condițiile în care am întâlnit una din echipele bune ale Ligii 1. Paradoxal, deși nu cunoașteți foarte bine încă pe jucătorii echipei gazdă, reușiți să-i cunoașteți adversarii, pentru că FC Argeș vine din divizia 1, de dumneavoastră ați antrenat-o pe Rapid. Da, dar astăzi am încercat să merg, iar concepția mea despre fotbal este a-mi cunoaște în primul rând proprii jucători și vreau să depind adversarii de noi și nu noi de adversari. Vreau să fim cei care conducem ostilitățile și ostilitățile se pot conduce chiar dacă stai un pic defensiv. Credeți că astăzi, cu puțin respect, cu mai puțin respect arătat formației piteștene, se putea câștiga? Că pe ansamblu ați avut mult mai multe ocazii clare de gol. A fost un meci echitabil, v-am spus, și în care orice neatenție în apărare, atât la noi cât și la ei, se putea transforma în gol. Am avut două șanse, cred că au avut și ei, una sau două, dar cred că pe total a fost un rezultat echitabil. În această grupă, în momentul de față, Baia Mare rămâne în cărți, la fel ca și Suldauna Mureș. Da, în primul rând eu am vrut să văd atitudine astăzi, să văd că jucătorii își doresc să joace la acest club, își doresc să ridicăm un pic ștacheta, în primul rând, în clasament. Jocul de astăzi, poate, sper să nu ne fi descărcat bateriile, dar cu siguranță pentru noi campionatul este foarte, foarte important și repet, lotul meu este chiar foarte numeric, valoric, trebuie să avem grijă la refacere și tot ceea ce înseamnă recuperare. Până în minutul 70 ați jucat cu un singur vârf, cu Ciprian Stanciu. După minutul 70, odată cu introducerea celor doi atacanți, au apărut și ocazii de poartă. Mi s-a părut că Ciprian Stanciu în primele sau în cele 70 de minute a fost destul de izolat acolo în atacul Băi Mărean, fiind sprijinit de mijlocaș. Nu așa am gândit noi jocul, ca Rafael să stea, Stănescu, să stea puțin în spatele lui și am făcut un joc poate de așteptare, ținând cont că ne-am știut că adversarii noștri aveau o calitate atât fizică cât și tehnică superioară. Și de-aia am vrut să-i îndreptăm spre anumite zone ale terenului, iar noi să putem să-i închidem. Poate a fost izolat, poate s-a văzut un pic izolat, în schimb atât și Cipi cât și Rafael au depus un efort extraordinar de mare, poate chiar dacă nu s-au văzut realizări ofensive. Conform calculelor hârtiei, cu un meci bun în fața unei alte divizionare a Hermannstadt, dar și cu un rezultat bun scos la Ogna Mureș, credeți că e posibilă accederea în sferturi? V-am spus, Lomneș, cu meci nu avem un obiectiv în a accede în sferturi. Obiectivul, vă repet, este a ne ridica în campionat, dar dacă jocul rezultatelor ne va permite și vom reuși asta, ne dorim. Nu vom trata cupa cu dezinteres, cum s-a văzut și astăzi. Că dacă nu ne interesa, jucam cu copii sau poate nu mai ajungeam în această fază. Peste doar 3 zile, un meci important din punct de vedere al ierarhiei cu Schellenberg pe propriul teren. Am spus, un meci greu spre foarte greu. Sper ca băieții să câștige. În momentul de față ați venit la timonea echipei suplinind, să spunem, un jucător al ce a jucat și la Dinamo, dumneavoastră venind de la Rapid. Rămâne Rapid echipa de suflet? Categoric asta nu poate să se schimbe vreodată pe planeta asta, pentru că fiecare dintre noi, indiferent de ce meserie avem sau unde lucrăm, sub anumite haine, cu siguranță și cei de la Digisport, cred că și
domnul Laun, domnul Filoti sau domnul Mironică din altă parte, au pe sub cămăși un tricou al echipei favorite. Iar cu siguranță toți cei din sport au o anumită idee. Care ar fi minusurile pe care le-ați constatat astăzi în jocul echipei și ar vrea să le corectați în această scurtă perioadă până la meciul cu Șerban? Despre minusuri nu am ce să spun. Tot ce a fost poate mai puțin reușit, întotdeauna voi vorbi doar în vestiar. Credeți că veți reuși să insuflați spiritul ceferiștilor aici, în tribunele stadionului Viorel Mateanu? Îmi doresc să creăm o emulație, atât în oraș, sper ca oamenii să vină în număr cât mai mare, am spus-o și zilele trecute, îmi doresc ca dumneavoastră, poate care sunteți cu experiență de viață mai mare, să transmiteți că ne dorim să creștem. N-am venit aici să pansez, așa cum a spus domnul primar, și am venit să încerc să fac lucruri mărețe. Nu vin, nu sunt genul să vin să nu murim și sunt genul să câștigăm. Vă mulțumim!